Îmi cer tare dacă sunt așa atras la față ca țapul dar am ținut post pentru IPS Teodosie, că mâine merge la un la București și a fost ca tatăl meu, bă. Ăsta m-a pus în parohie, mă. Ăsta m-a învățat cum să cercesc prima dată. Eu de la el am învățat darul înainte vederii. Ne știam pe toți care au bani, care n-au bani. În fine, când stai pe lângă șmecherul de înainte mirositori, deja îți ai și tu flair-ul ăla. De la el am învățat că singura mașină pe care o conduce trebuie să fie Mercedes. Eu aveam bucat prostul Porsche înainte. Zic că, olio, când am văzut cum e Merțu, am zis, gata, în al prea voastră, aveți cuvânt bun de folos, să rumâna. În fine, hai să trecem la adevăr. Bă, așa e mă când, nu mai e frână, mă. Știți ce înseamnă desfrânarea? Când de la un pahar bei 5 de amigene, când de la o femeie o iubești tot public 24, când de la uh, o casă tragi ca animalul ani și zeci de ani să îți iei tu ziduri și cuști, și tot așa. De la două-trei rânduri de haine ajungi să ții 10 șifoniere și să lucrezi doar pentru treaba asta? E, asta a pățit și Teodosie. De la un arhiepiscop al Tomisului vrea să ajucă mitropolit ca să... Să ducă repede sus la patriarhie Acolo că asta e lupta de putere Băi și nu te luptă nimic În lumea asta mai rău Decât puterea Ăștia dacă strâng să aibă bani mulți Doar pentru putere Lucifer a căzut din putere Adam și Eva au vrut putere Au căzut și toți mai mari Lumii, Titanicul a fost mare Puternic, a căzut și el Dar altceva vreau să punctez Băi taica Teo lasă un postul și astea Spune undeva în scriptură, nu mai știu exact unde, dar să spun cu cuvintele mele, ci că nu judeca ca să nu fi judecat. ți minte că acum câțiva ani, când mi-am dat eu cu părerea aici pe internet, te-ai răzvrătit tu și doi, trei cotețari de la arhiepiscopie că hai să-l băgăm pe bala și în consistoriu să-l judecăm? Și știi pentru ce? Fix pentru treaba pentru care tu ești judecat acum de sinodul ortodox răzvrătire și stricarea liniștei de drept a bisericii. Și te-ai mai făcut pe acolo. Ia uite mă, că nu judeca ca să nu fi judecat. Nu te judecă, bă Dumnezeu, că n-are grijă ta. Că ești prea mic, ești zărâncit și vrei putere în lumea asta. Dar te judecă faptele pe care tu le-ai făcut. Eu oricum nu-mi dă dus în demisia atunci, just ce, de asta nici am mai venit la judecată. Păi zic că eu îmi dau demisia din arhiepiscopie și voi mă chemați la judecată, păi dacă nu mai sunt de un an de zile, de ce mai vin? Să mă judecați? Pentru ce? Pentru faptele pe care eu le fac acum? Lasă, bă, dacă e să mă judece, mă judecă conștiința, dacă e să mă judece altceva, mă judecă uh, faptele pe care le fac, nu oamenii. Dar e bă, că voi vă judecați între voi. Eu nu te judec acum și o să fac un videoclip prin care o să explic cu cuvintele mele, ce înseamnă să-ți dai cu părerea și ce înseamnă să judeci. Că mulți oameni bagă aceste două lucruri total diferite în aceeași sacoșă și se cam bat cap în cap. Ați da cu părerea despre un om este fix opinia ta și o opinie proprie și a te duce în fața omului și îi spune Băi, de ce alegi tu să vorbești așa? De ce vrei să te porți așa? De ce ai făcut lucrurile alea? Aia este o judecată bun. Bă, taica Teo, mâine nici nu fac griji pentru tine că nu se întâmplă nimic. Știi cum să te ca prostitoatele. <laughs> nu vă suportați, dar vă luați apărarea. Deci mâine tu, după judecata sinodului vostru părțar mâine vei fi același om pus în funcție, lăsat la fel, fără nicio problemă, fără nicio treabă. Da? E, vreau să-ți mai zic ceva. Știu că ai morcov în fund, că te-ai luat cu Vasile Bănescu. Amândoi vreți, ăla vrea putere, tu acolo pe la București tu vrei puterea, și două pietre tari, nici nu cedează, nici tu nu cedezi. Nu sunt eu omul să-mi dau cu părerea între printre voi, că acolo cărțile se fac la nivel înalt. Eu spun doar atât. Un arhiepiscop, un călugăr care nu are familie și nu are soție, și nu are copii și nu are nimic, un călugăr care și-a dorit simplitatea, el trebuie să trăiască în simplitate, mă, asta e părerea mea personală. Bă, dacă ți s-a dat un loc, ți s-a dat o putere, ține mă de locul ăla și zi să rămână și mulțumesc și lui Dumnezeu. Dacă ți s-a dat un loc de muncă, bun, respectabil, frumos, curat, zi mă să rămână, mulțumește lui Dumnezeu și nu te mai zbate mai Dar când tu Vrei prea multă putere, te că ți-e acum. Ia, stai de cheamă ăștia mâine. <laughs> dar ți-a zis mie, nu, nu -mi fac griji că nu se întâmplă nimic. Numai că ai tu morcov în fund, așa, de a anunța toată lumea să țină post. E te mă. Și ce că au ținut ăștia, dar n-au mai putut. Cred că toți azi au rupt becul, au rupt mecul, au rupt și toate restaurantele din oraș în cinstea ta pentru mâine. E, a prins o lumânare cu fund capul în jos și zic așa să simtă și el exact ce am simțit eu când mă duceam și mă rugam de el să-mi facă salariu, cam 5 ani în preoție și nu mi-a făcut salariu, să uh, îi mai limiteze pe ăștia care mă bârie la cap și mă frustrează și n-au loc de mine cum îmi trăiesc viața. Da bine, dacă mi-aș dori treaba asta, înseamnă că e răzbunare și arma prostul, iar nu e ok. Băi Teo, fiecare om în lumea asta trebuie să aibă niște păreri, da? Tu, așa cum ai de bărbații, că, ăștia care n-au barbă sunt ciuntiți, sunt triști. Mă, lasă, că ești foarte fericit cu bărbița asta mică. Și fericirea ești cum e pe moment. Acum ești fericit în următoare secundă ar putea să nu mai fi că trece un gând negativ prin cap și uf, ți a tăiat toată fericirea. Și doi la mână, când suntem fericiți, nu suntem online. Da? Bun. Trei la picior, ai mai avut o părere despre femeile uh, care divorțează să nu, că spăcătoase sau ceva de genul, sau bărbații necăsătoriți să nu ia niciodată femei divorțate, că fac păcat. Doamne, niște nebunii, părerile tale, cine te schimbă? N -are, nu. Și v-am mai spus, cine dorește să schimbe un om, mai bine s-ar duce și ar lua sita și ar muta Marea mare Neagră, cred, cred că are șanse decât să schimbe un om, că nu poți să-l schimbi. În schimb, Vezi cum este să fii atacat pentru părerile tale? Eu atunci când uh, am plecat în Anglia, când mi-am dat demisia și am plecat, după ce am început să vorbesc ce se întâmplă în sistem și ce am pățit-o cu voi, tu mai ai sunat și ai zis, nu e bine să, să, să stricăm liniștea bisericii. Ia, păi tu acum ce faci? Câte loc patriarhie? Mai ești arhiepiscop, zi-mă să rămâne, că oricum ai făcut legea pe aici în Constanța, la rând, la, 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 și nu numai pe preoții, ai făcut pe toate categoriile. L ai știut unde să dai bună ziua și ai dat ora exactă pe multe, când tot voi ceva în, în, județul ăsta se întâmpla. Acum vrei la nivel național. Toate până într-o zi. Mă repet, și Titanicul a fost mare și a picat. Toți. Era o manea pe care am ascultat-o cu câțiva ani de zile, mișto rădătoci, că cât e șmecherul de mare, are ziua lui că moare. Și nu neapărat trebuie să mor să închizi ochii. E, poate, mori din punct de vedere sufletesc. Și degeaba poți să fii mare că nu mai simți nimic. Nici puterea, nici fericirea, nici prosperitatea, nici abundența, nici har divin, nici absolut nimic. Deci, aici trag o paranteză. Am încheiat ceea ce aveam să-i spun fostului meu tătic spiritual. Vreau să vă spun vouă. Fraților, nu judeca ca să nu fi judecat. Eu, de asta am spus și mă repet, și este fix părerea mea, eu cred în reîntrupare. Dacă în viața asta ai făcut lucruri mizerabile și nasoale și ai judecat, spre, vă dau un, un, un exemplu. Poate în viața asta ai judecat prostituatele. De dimineață până seara tu ai fost cu gura pe ele. Ba 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 ba, ba. Alea din sat, alea de, din online, alea din Europa, alea, da? E posibil ca într-o altă viață să vii, să experimente și tu viața asta de prostituată. E posibil să vezi câtă lume o să te judece să simți și tu judecat altora. Dumnezeu nu judecă o secundă. Dar v-am spus, asta e părerea mea personală. Fiecare înțelege cât poate și fiecare crede cât dorește și fiecare este liber să creadă ce vrea el. Da? Bun. Eu sunt în măsură să dau sfaturi că la mine pe pagină și Cine vrea mă ascultă, cine nu, la revedere, nu doresc urmăritor, nu doresc vizualizări multe, n-am treabă, nu sufăr de așa ceva, că puteam să promovez postările și ajungeau la 100.000 de oameni. Eu, înainte să pun o postare, spun așa, Doamne, te rog mult ca această postare să ajungă fix în inimile celor care doresc schimbare, doresc să audă ceva ok și prosper și doresc lucruri bune în viața lor. Atât, scurt și la obiect. În rest, vorba multă să omului. Mulți spun tot ce faceți și... Doamne, ajută-mă! Am fost... Râd ca muta la sură și ca la barieră. Problema asta alta, vă. Cum să cer tu, că ai că nu vine să chid videoclipul, cum să cer post național? Toată arhiepiscopia să țină post că mâine vei fi tu judecat pentru prostiile pe care le-ai făcut. Azi bă, ești bărbat, Uite și zi acolo patriarhului. Da, prea fericirea voastră. Vreau că după ce muriți să vină eu locul vostru aici. Gata, la revedere, pa! Ești bărbat, du-te și zi, da, prea fericirea voastră și Sfântul Sinod aici, gata, nu supor femeile, că oricum sunteți mulți dintre voi care nu le sportați, da? Ce să mai, ne mai cam pe noi. Nu supor nici bărbați fără barbă, cu ea am o iubire pentru cei flocoși. Hai, succes mâine, v-am bubat pe ceilalți care vă ascultați cu atenție. Mai râde, mai glumim, facem de toate. Eu sunt un mix de de toate. La mine nu e doar plângăceală de aia. Da, doamne, sunt păcătos, tu mai poți curva săreală de aia de 2 bani. Sunt tânăr, îmi spun lucrurile, spun lucrurilor pe nume, îmi spun ofurile aici că sunt la mine pe pagină și multe altele. V-am pupat!